Doamnelor și domnilor, cu siguranță îl cunoașteți pe Dr. Menci. Este vedeta preferată a nutriționistelor de duminică, idolul doamnelor îndrăgostite de salată de rucola și apă plată cu lămâie. Dr. Menci, Gheorghe Mencinicopski pe numele său întreg, este cel mai cunoscut și taliban specialist în mâncare pe care l-are România. Dacă l-asculți, n-ar trebui să mănânci nimic. Da, nimic, nimic, mă! Mă rog, cu excepția unei mărci de pâine pe care o produce partenerul său de afaceri, Dan Voiculescu, partener care l-a și atras într-un business de unde i s-a tras o sentință de 6 ani de bulău. De la început, eu am constatat că acest proces este pur unul politic. Din moment ce prima întrebare pusă de procuror a fost faceți parte din Partidul Conservator? Acum, mass media a lansat un nou subiect. Atacul pangasiusului toxic. Cel mai ieftin pește de pe piață produs în Vietnam a devenit dușmanul numărul 1 al românilor care mănâncă sănătos. Pentru a lămuri toate dedesubturile acestui scandal monstruos, l-am invitat alături de noi pe doctorul Slăbinicopski, cel mai valoros discipol al lui Dr. Menci. Domnule doctor, bună seara! Alo! Bună seara, domnule Pătraru, dumneavoastră și invitaților dumneavoastră! Invitații mei care? Dumneavoastră este singurul invitat special. Da? Da. Ciudat! Eu de obicei nu vin decât la emisiuni cu foarte mulți invitați. Dar de ce? Păi dacă sunt mulți invitați, eu nu trebuie să vorbesc prea mult. Mai apuc să și dorm câteva minute. Sunt atât de obosit, îmi prind bine emisiunile astea TV. Dacă prind 6-7 pe zi, apuc și eu să dorm mai ca lumea. Interesant, nu știam că altfel invitam mai multă lume. Mă scuzați, vă rog. E, na, nu-i nimic, asta e. Da, vă rog mult, nu mă țineți mult, că e cam somn. Nu știu dacă v-am mai spus. Am înțeles ideea. Sunt atât de obosit. Da, sunteți foarte obosit. Să trecem la subiect, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, apreciez, pentru că sunt atât de obosit. Doctor Slăbinicopski, care sunt pericolele care ne așteaptă dacă mâncăm pește din Vietnam? Vietnam? Da. Pește? Pangasius. E grav. Grav de tot. Da. O, dar cât de grav poate fi și eu sunt atât de obosit. Hai, adunați-vă un pic, vă rog frumos. Deci ce pericole precise ne așteaptă? Vă rog să ne dați detalii. Vietnam a spus. Da. În primul rând, cred că peștele respectiv este periculos atâta vreme cât trupele americane nu se retrag din această țară și nu respectă suveranitatea poporului vietnamez, frate și prieten. Domnule doctor, nu știu ce ați consumat, dar trupele americane nu mai sunt în Vietnam de zeci de ani. Da? Da. Și eu de ce nu știam? Păi, of, doamne, sunt atât de obosit. Totuși ne puteți spune câte ceva despre peștele din Vietnam? E periculos, domnule. Da, dracului că e periculos. Păi, de păi gândiți-vă doar la cât a suferit acest pește în copilăria sa, prin câte traume a trecut. Traume? Ce traume? Civilii. Ce civili? Sunt ce are, domnule? Atât de obosit. Știți, peștii crescuți în zonele de conflict, acolo unde au loc războaie. Peace, brother. Flower power, Yankee, go home. Ah, peștii ăștia sunt periculoși pentru că ei conțin aminoacizi, aminobaze, amino... Nino, Nino, Nino... Olo, oh, no! Poliția! Ce fugiți, poliția? Domnule Pătraru, salvați-mă! Ce ai, iau! Fugiți! Și spuneți și domnului Voiculescu să fugă! Aoleu! Liniștiți-vă, domnule, vă rog eu frumos, liniștiți-vă un pic. Am înțeles cu greu că peștele respectiv este nociv, corect? Da, corect. Bun, noi ce mai mâncăm? Hai! Pâine! Ce pâine? Pâinea asta pe care o facem noi la firma domnului Voiculescu, care este singurul aliment 100% natural. Dacă mâncați această pâine, așa, nu vă mai trebuie nimic altceva. Conține aminoacizi, amino... Nino, Nino... Poliția! Ce poliție, fugiți, domnule? Fugiți, nu vreau la pușcărie, n-am făcut nimic! Ajutor! Stai, domnule, alo, domnul doctor, ce poliție, domnule? Ia uite, bă, s-a dus și ăsta, mă rog, era că am dus de la început. Mă scuzați, n-am știut, părea normal când am vorbit cu el înainte de emisiune. Să mergem mai departe, vă promit că într-o emisiune viitoare vom rezolva și misterul peștelui ucigaș din Vietnam.